Hello guys, eu sunt George, iar astăzi, băieții, o să testăm macro. Macro pe care vi l-am prezentat acum ceva zile sau săptămâni, nu mai știu, dar cred că ceva de genul o săptămână, aproximativ. Știu că am făcut un videoclip în care v-am arătat cum să vă băgați macro. Iar astăzi, băieți, o să-l testăm și o să vedem dacă vă ajută sau dacă nu vă ajută macro. O să intrăm puțin la training și o să vedem diferența de a juca cu macro și a juca fără macro. Știu că v-am arătat și în videoclipul acela, dar o să vă arăt și în videoclipul acesta. Dacă nu l-ați văzut pe cel anterior, o să aveți și link în descriere dacă vă interesează acel videoclip. Se intrăm la training să vă arăt care este diferența din macro și fără macro. O să dăm și un meci de rank și o să vedeți și acolo care este diferența. O să vedeți că, bă, se vede o diferență destul de mare, zic eu, gen. În fine, hai să vă arăt. Deci cam așa trag eu fără macro. Deci cam așa se trage fără macro. Deci e mâncat vaș botul vostru, stai că zici ca macro, ești nebun la cap, stai că se duc glanțele bine rău de tot. Deci băieți, așa trag eu fără macro. Așa se duc glanțele, cam ceva de gen. Bun, și hai să vedem, guys, cum tragem și cu macro. Deci cam așa se trage și cu macro. Ia vedeți, mâncat vaș botul vostru. Deci e bine. E bine să rădă tot, guys, cu macro. Ia vedeți aici cu M4-a să fie tot ce trebuie. Bă, chiar o curios să văd cum o să intre gloanțele la rank. Deci chiar o să extrem de curios. Hai să ieșim și hai să vedem ca varbotul vostru, punem direct pe rank. Hai să vedem cât de mult ne ajută macro la rank, guys. Revenim direct din Mecianus. Bun, guys, haideți că ne găsim și meci. O să mergem direct în pic, mânca varbotul vostru să fie tot ce trebuie pe bătălie, pe tot ce trebuie. Bă, să sperăm că o să ne dea o armă pe acoperiș. Știți că asta e forță unde cam sărim tot timpul, adică aici. Să sperăm că o să ne dea o armă să putem să-i omorâm din parașutul. Bun, hai să sărim de pe acum. Cred că am sărit bine, zic eu. Hai să vedem mânca varbotul vostru. Hai să îi dăm drumul. Până acum nu văd nicio armă. Hopa, stai că se vede ceva. Doamne, ce se vede la distanță, să fie o armă albă neagră. Oh, ce să vezi, oare mare acest 80. Doamne, lua la i-am dat mare cap. Da, murit nici că ar vrea. Bă, du-te, bă, de aici cu jocul tău. Nu știu ce joc mă joc, vă zic sincer, nu știu ce joc mă joc, îi dau cap, mânca vaș nu moare, nu știu ce joc e ăsta. Aparent cred că e ceva update, bă, s-a băgat update-ul, da, cred că s-a băgat update, mânca vaș botul vostru, s-a băgat update și mai nu, cred că oamenii au 5 milioane de HP, că altfel nu pot să-mi dau seama. Dacă Garena nu vrea, băieți, asta e. Hai să vedem dacă găsim pe cea un MP40 sau nu știu ceva, armă de apropiere. Sau acest SG mirobolante pe care îl puteți găsi la colț de stradă, doar 50 de lei bucata. Știu că am 2 player, unul în casa asta și unul în casa aia. Ar vrea ei să se arate, nici pada parte, mânca vaș botul vostru. Hai să mergem la asta din dreapta. Domne, 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 ia, fiți atenți, cheamă. Wow. Nu-i prost. Bă, vezi că nu-i prost. Aveți că-i prost. Ok, de așa, de așa. Oh, Kingfisher. Bă, ce domnezu? Ok, aparent. What the fuck? Nu știu ce am făcut, dar am făcut. Ok. Aparent am player aici. Wow. Wow. A venit Miguel. Marcele. Marcele, nu! Nu, Marcele, nu! Nu, Marcel! Marcel, nu! Aha! S-o crezi tu, bă! S-o crezi tu, mă! Stai, acolo-i! Ia! Da, puțin pe lângă, dar acolo era! Ia! Deșa! Hai! Dumnezeu înainte! Wow! I-am băgat mortul în casă! Extraordinar! Pus campul tot și cu casa ta asta. Cred că a cumpărat casa asta, mă, de tot astea anii. Alo, domne! Bă, nu mai au pun nimeni, dar... Că erau doi, mă. Dacă mor, ești mai cox. Ok, de așa... Kingfisher, Thompson... Și hai să mergem direct la automat, mergem, bă, deci... Nu ne mai uităm stânga-ndreapta, mergem direct la automat. Direct la automat, guys. Pământ picker, că e mai bun. Și glue. Toate cele trei chestii și au format fetițele Powerpuff, Duracell, Becșetaș, Dan Negru. Bun, ok. Nu. Nu. Nu! Doamnelor și domnilor, ce fel trage acest plop player? Ia, auzi, mă, mâncați, și e bun, eu sunt plop player de la plop. E bine. De așa, 1, 2, 3 de pus. Făgeți, mânca vaș botul vostru, că v-ați dus. V-ați dus, mânca vaș botul vostru, făgeți, ești nebun la cap, făgeți, că e greu mânca vaș la apropiere. Mai rădem și noi mai alea. Am 2 kill-uri. O ducem bine pe kill-uri. 2 kill-uri, mânca vaș,
E ce trebuie. Cu zona ce zice? Zona posibil să fie prin Bima. Deci trebuie să mergem prin Bima. Mâncava botul vostru și prin Bima. Dar nu mâncați așa acolo. E rău. Nu e bine. E caca, nu-i voi. Ok, mare player. Bă, dar ce mă enervează, bă, că nu văd playerii la distanță, bă. Bă, te bagă și ăștia ceva update să vezi playerii mai la distanță mai mare. Nu știu, pui mei, zic și eu. Ia uite-al. Oh, Marian. Mariane, te-am aici să moară, să-mi țepenească. Dacă te minte, am lângă mine, Mariane. Am omorât pe Marian, băieți, dar îl am lângă mine. Macro, pun acum. Ne ajută extraordinar de mult. Îmi băte inima cu 500% mai mult. Când am văzut. Nu. Da, de la macro. Extraordinar, doamne și domnilor. Ce capuri aici. Mă, eu am macro expirat, ce Dumnezeu. Ok, pun aici un glow, nu-mi pas. Ok, nu l-am pus. Nu l-am pus degeaba. Am pus degeaba, e bine, e bine. Ia dă ăsta așa. Mă, era undeva pe acolo. În câte am văzut eu. Bă, vreau să mă bag într-o casă ceva. Nu știu dacă e macro pus bun, mă, mâncați aici, că prea prost trag. Hai să ne îndepărtăm de aici, băieți, că aparent am dat de nea Costel și nea Costel o fuge, nu mai vrea să se distreze cu noi. Așa că vom merge pe cont propriu, pe aici prin stânga, unde ești, nu te-ai simt, măi. Dați prin pic, mă, ce Dumnezeu, ești nebun, la cap de nostru ăștia un pic mai rău decât Silvery. Ia. Adică... Cred că m-am făcut silver singur, dar asta nu mai contează. Dacă mă omoară, nu știu, nu-i bine. Încă 13 în viață. Posibil boschetar în această casă. Hai să aflăm. Cum să afli dacă ai boschetari în casă? 3, 2, 1. Stai că mă omor singur. Puuu, direct. Doamne, cât de bine se aruncă în această seară. Am ce frumos e jocul ăsta. Aud greierii cum latră. Ok, încă 12 în viață. George cu 3 kill-uri mâncavaș botul vostru. Mare acțiune ce a fost pe acest videoclip. Mare acțiune, guys. Această, da. Marfe, dacă e unul cățărat pe casă, mă lasă de Free Fire și nebun la cap. Nu-i dă bine, numai campați. Nu fiți de aia care stau în casă, că nu-i frumos. E frumos, băieți, nu frumix. Ia, cam pe aici o să dăm de player. Fiți atenți aici. Deci 12 player, da? 12 player împărțit la 2 este egal cu 12. Macro, fă-ți treaba în gâtul mătii. Real dracu, dă macro expirat. Real, naibii cu macro-ul tău. Da, băieți, nu mă jucați cu macro. Jucați cu macro, ajungeți. Silver. Da, ajungeți canetul lui George. Da, mă, da viață. Trage și prin copac dacă poți. Ia poți? Nu poți. Au ce trage, au ce se trage, au ce se trage. George după copac se închină la Dumnezeu să nu moară. Ia uite-l. Wow, ok bro. Uite bă de aici că e un copacul fantastic. Copacul mistic. Nu că m-a pus pe crouch. Eu nu mai știu care e butonul de trash ăla de crouch, e bine. Ok, o să lăsăm pe neagicul. Jucule, tu stai acolo, mâncați botul. Tu ai arme, ai gloanțe, ai dă-le, eu mâncați așa în 4 glu. Stai, mă. Bă, ce? Bă, macro ăsta nu jucați macro, că nu-i bun macro. Bă, mai mult mă blochez în tras, ești nebun. Mi se blochează butonul de tras. Jucați cu macro, băieți. Jucați cu macro. Rămâneți fără telefon? Asta e. Bun, să bat băieți acolo. Eu mă bag cu ăsta de jumătate de deceniu. A, nu-i problemă, băieți, lupta încă continuă lupta. Dintre mine și nea fasole ăsta. Arahida din Oceni. Nu știu pe unde o fi ăsta. Dar trebuie să luăm zona și uite playerul. Uite playerul. Ce se vede în depărtare. Mare player. Să fie oare. Să fie Kelly. Maxim. Jota. Nu știu să mă bată torta. Oh, fuck. Ok, o să stăm aici. Ok, bro. Ia uite-l. Da, păi, firea aia, naibii. Tu crezi că eu te las, mă? Crezi că eu te las, mă? Firea aia, naibii de boschi. Ia uite-l. Eu nu te las. Nu te las. Nu. Da, eu nu te las, nu te las. A, păi, du-te, drec. A, păi, cât gluma e, mă? Ia. Ia frachelul, nu te bă de aici, am frachelul. Dar ce facem, ăla mă campi, ia uite-l. Băiat antrenat de 3000 de euro. Eu tot aici, asta, eu nu fug de aici. Nu fug de aici. Mă, dacă aveam boschetele, mă ducem așa tiptil.
Ultimul șobolan. Eu aici stau mânca, v-aș 4 kg, e bine. Opa. Ia, opa. Opa. Am înțeles. Ia uite-l, ia uite-l. Ia uite-l. Mă caută, mă caută. Căuta mai în roge. Cred. Wow, my god, don't shoot on one tap, ce a fost acolo? Și extra honor, îmi transpir mâna. Venim acum unde este ultimul player și ultimul player. Posibil, posibil să se arate, să nu se arate. Oh my god, oh my god. Bun, lutăm acest boss ghetar împuțit, bun. Unde-i playerul? Romam. Nu mai zic nimic. Ok, la casa aia noi. Posibil pe undeva pe aici, pe jos. Doamne, să știi că eu nu vin la tine, vii tu la mine, eu nu vin la tine, că nu frumos să vin la tine, că dacă îți ne-ai invitat, nu frumos. Arăt de mai alea, dar unde e ăsta? Cred că l-am văzut. Aici, aici, mă? Acolo, mâncaia aici botului. Dacă mă muram cu mina mea, era bun. Cu mina, cu bomba. Ia. A, păi să-ți iau ăsta în vizor. N-am mâncat. Mam, dacă-mi vine asta la apropiere, mânca, v-aș muri să dărâs piterințe aici, ia. Ia. Aici una. Aici una. Bam, ia. Hai, mamă, deci, dacă intră în mină, direct, băieți, brain pro player de-alea. Intră în mină, bă. Intră, bă, în mină. Ia. Păi, doamne, am crezut că fac infar de 5 ori acolo. Ia. Yeah. Asta a fost fenta, doamnelor și domnilor, a fost fenta. Bă, cade camera. Doamnelor, ce fente am făcut. A crezut că îi voi lăsa win-ul, dar de fapt mi-am dat grenadă singur, pentru că sigur nu aveam tensiune 500 și aveam mâna transpirată și mi se bloca ecranul. Nu, n-a fost asta. Chiar vă recomand macro, jucați cu macro. Ați văzut cât de mult m-a ajutat, mâncava-și botul vostru, m-a ajutat așa de mult. Da, deci folosiți macro, băieți. Nu, ce drag, nu folosiți macro, nu bun. Eu am fost George, iar ne auzim la următorul episod sau la următorul live de FF. Numai bine și ciao, ciao, Liz.